Hello și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest minunat canal! Astăzi vei juca Gladiator, Game of Insane, sau n-am idee exact cum, dar iartă-mă, se numește exact, sau cum pot să pronunț ultimul cuvânt. Dar ideea în sine este că o să joc cu jocul Gladiatori. Da. Și nu pot să trec de intro. Alo? Enter? Space? Esc? Nu pot să trec de intro! Ok, bănuiesc că sunt prins aici și o să încerc să analizez situația. Aha! Aha! Sărbătorim o zi specială! Oh, vai! Ok. Uite-mă pe mine acolo! Vai, sunt cel mai mare gladiator din toate timpurile, universurile și zilele și I don't know. Sunt cel mai mare gladiator, asta e esențialul. Ah, da, eu sunt, da, yes. Aplaudați pentru mine, sunt cel mai tare. Cum, doamne, iartă, mă mișc? De ce se învârte ca un idiot? Wait. Așa mă mișc. Ok, so like, se învârte camera cu mine și unde m-aș duce? Și trebuie să apăs pe butonul înainte, ok. Așa, merg cu viteză. A, ce trebuie să fac? Ok. Cum pana mea sar? Stai, m-am învârtit aiurea. Așa. Și poac, sari. Yes, da! Oh, vine unul să mă atace. Ho, arată sabia spre mine, că nu-ți dau o sabie din asta în față. Nici nu știu pe ce tastă trebuie să apăs, dar te lovesc. Ho, oh, ce picioare i-am dat în față. Yeah! Sunt cel mai tare gladiator din univers. Oh, mai venit unul, mă. Du-te, mă, acolo, pleacă la casa ta. Oh, mai venit încă unul. Du-te, mă, de acelea, mă, du-te! Yes! I-am bătut pe toți! Ok, mi se pare foarte frumos jocul și dacă o să vă pare și vouă interesant acest joculeț, vă rog frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos, să verificați linkurile din descriere, pentru că acolo se află contul meu de Instagram, de ce nu mă pot mișca înainte, pagina de Facebook și, de asemenea, unele linkuri care poate o să vă ajute, nu știu, pe viitor, n-am idee. Doar verificați acolo și nu uitați să vă abonați la acest minunat canal. Și ia să mă continui acum treaba. So, trebuie să sar. Dar e frumos că mă oprește. Deci efectiv mă oprește. Și orice aș face sar bine. Sau poate asta e doar la început. E gen primul stage în care te antrenează. Treburi de astea. Deci mă duc înțepușe și nu pățesc nimic. Ok, sper să fie așa și în continuare. Pentru că e destul de greu de controlat. Ok, hai, intră-mă în poartă. Așa. Oh! I-a închis poarta în spate. Hoplomacus, atac! Haide. Du-te, 2, 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 2. Uite-mă cum dă nesimțit. Yes! Ce mușchi are la spate. Ai venit în coace. Hai la Tsuki. Hai la Tsuki, hai să te bat, hai să te bat. Așa, perfect. O, și încă doi. Aha, dar voi vreți bătaie, mă, vreți bătaie, vreți să vă bat o fată. Bine, care e băiat în jocul ăsta, dar nu contează, vreți să vă bat o fată. A, da, ce vă dau eu acum. Da. Haide, doi ca lumea. Mamă, deci așa mă pot să mă apăr, ok, so like. Cred că am înțeles cum trebuie să mă apăr, ok. Yes! I-am dat o bucățică de săbiuță la costiță și l-am dat pe jos. Oricum îmi place că eu nu mor, deși m-au lovit destul de bine. Ah! Nu m-am uitat la cadavrele alea, du-te în față. Mă, în față. Așa, hai du-te. Deci încet merge. Ok.
Sau acum mă duc înainte. Păi, spune-mi, te rog, că... Aaa, lol. Ah, doamne. Hai mă, du-te înainte cum trebuie. Yeee, sunt pe frânghie! Sunt pe frânghie și știu că răceala mea îmi face de cap. Haide, haide, haide. Ce trebuie să fac acum? Ah, să mă duc înainte. Ah, ok. Mă, nu fugi, mă, de poartă! Du-te și luptă-te! Că de-aia ești făcut. Du-te, ciu, doi! Doi ca lumea, doi să-l doare. Oh, am spart alea. Ci că nu trebuia să spar chestiile alea. Oh, ce i-am dat. O, tu crezi că te pui cu mine? Du-te, mă, încolo, mă, du-te! Când îți trag o săbiuță de asta, nu o să știi ce e cu tine. Hai, du-te, du-te, doi! Perfect! I-am dat la burtic o săbiuță, l-am dat pe jos instant. Cine știe, poate se gândea mai tare. Așa, haide, haide, doi! Doi, mă, doi! Fără milă, fără milă, hai, doi! Oh, da, yes, perfect! Oh, să vedeți acum ce o să vină. Deci tipul ăsta sigur mă bate. Sau îl bat eu pe el. Hai, doi! Perfect! Ce l-am aruncat cât colo. O, mai vine cineva? O, uite unul de-asta mare! Bă, dar ce înalt e spre deosebire de mine! Hai, doi! Perfect! Ok! O, dar mai mulți! E, stai că vă dau eu la amândoi! Ok! Hai, doi! Oare și scut? Vreau și o scut! Perfect! Fix la poartă l-am bătut! Mama, sunt cel mai invincibil gladiator! E așa ciudat! Ok! Unde am intrat acum? Mamă, dar câți gladiatori are tipul ăsta? 2, șuuuu! Ok, îmi place jocul ăsta. 2, așa, 2, 2 în față, 2 la burtică, 2 la coaste, 2 la picioare. 2! Așa, 2. O, dar a mai venit unul la dans. Hai să vă iau la un vals, dragii mei. Hai așa, frumos! Așa, perfect, cu ce picioare îi dau, ce picioare i-am dat în gură. Mă, da, câți mai sunt? Spune-mi, te rog, că nu o să ajung la un moment dat la 1000 de gladiatori aici, pe care trebuie să-i bat ca să trec la următorul nivel, că o să fie ciudat. Hai, doi! Oh, toc, picioarele! Oh, perfect! Băi, dar asta știe doar să pună scutul. Așa. Și dă-i și lui ăsta, dă-i și lui ăsta, că și ăsta merită. Doi. O, fiți ar scutul, doamne. Yes! Așa, perfect. Și acum mă duc ca un lunatic, pentru că controlele astea super greu de înțeles. Și o să încerc să par o persoană normală. Tot ce trebuie să fac, mă? Trebuie să... Ce? Ah, ok. Trebuie să mă întorc acum? Da, trebuie să mă întorc. Nici și nu se întoarce! Haide, du-te! Doamne! Haide, du-te acolo jos!
Doamne, jur că ăsta-i fumat. Deci gladiatorul ăsta-i fumat, n-am idee exact. Dacă am dreptate, cu siguranță. Oh, când o-ți dau un picior. Oh, te împing cât colo. Fiți ascutul, doamne, mie nu-mi dă nimeni scut. Ce-i asta, mă? Nimeni nu-mi dă scut și mie. Sunt un gladiator acolo. Zici că sunt o furnicuță din aia super hiperactivă care încearcă să bată pe cineva. Du-te, mă, cu scutul tău de aici cu tot. Nu-mi place că nici nu dă mine, doar eu dau în el. Ok, dă-i că lumea. Lasă-mă scutul jos. Lasă jos. Haide. Haide. Așa, doi, încă puțin. Încă puțin. What? De ce s-a făcut bara aia roșie? Ok. Îmi place că au pus țepușe din alea cât jumate din corpul meu. Dar dacă voiam, puteam oricând să scap de acolo dacă eram un gladiator. Sau poate nu voiam. Oh, am ajuns în Coloseum. Oh, da. Toată lumea mă adoră. Yes! Parcă ei și-au Tsuki! Așa strigă toată lumea. Cum să-i chel? Drăguță fetișcan acolo lângă el. Arantius, you demolish the greatness of Rome. Just a okay. Theater of death. There's neither glory nor honor in this abomination. Oh, okay, so gladiatorul ăsta acum se revoltă împotriva lui Cezar că, sper că zic bine, că a făcut Coloseumul ăsta și toată bătaia asta de aici neapreciată de nimeni, deși nu prea cred asta. Veniți aici la Tsuki, hai la Tsuki. Hai să vă dau un picior roș, hai. Oh, perfect. Oh, mai venit unul de ăsta mare, deci puteam să jur că la un moment dat o să fie foarte, foarte, foarte mulți gladiatori de ăștia. Haide, doi. Așa. Oh. Mă simt ca un păianjen. Haide, doi. Perfect. Yes, mă bucur, yeah. Oh, și mai vine cineva. Crezi că nu te-am văzut? Păi da, cât ies din cutiuța aia? Haide, doi. Bă, da, cât sunt? Păi ăștia trebuie să-i bat rapid. Că dacă nu se mulțesc mai rău ca și muștele după ploaie. Sau nu știu exact cum era expresia aia. Hai, doi. Fiți arscutul, doamne! Haide, doi. Oh, doamne, cât sunt! Nu știu dacă o să rezist până la final. Se apără cu toporul? Dar îmi place că ăștia nici măcar nu mă atacă, doar eu mă bat cu ăsta. Really. Haide. Perfect. O, să te bat și pe tine acum. Haide, încă puțin. Hai, așa, perfect. Yes, da! Oh, a mai venit unul mare. Dar ăsta nu face nimic decât să apere și să se dea înapoi. Ok. Hai, trebuie să mă opresc din atacat. Așa. Perfect. Păi și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut acțiunea de aici. Mie mi s-a părut super fain. Am fost un gladiator care efectiv am dărâmat pe toată lumea. Am demolat, le-am sfârșiat oasele și toate chestiile astea.